lucrăm la grădinița cu program prelungit. Aici va fi o cantină, o cantină unde copiii poate să mănânce, iar dincolo va fi locul unde copiii se odihnesc cu pătuțuri, cu tot ce înseamnă mobilier de ultimă generație. Ce era înainte aici, domnule primar, ne-a aminte că era un acoperiș căzut, o clădire insalubră. Era un acoperiș, cum spunem noi, o copertină din lemn, care era insalubră și era aparținea fostului CAP, pe timpul fostului regim. Aici era, se vindea zarzavatul CAP-ului, cum să zice. Legumele și de la CAP, era un magazin al CAP-ului. Uitați cum arată. Ați demolat, ați decopertat, alt acoperiș, tot, altă structură. Cu inifugare, cu tot ce înseamnă dotări de ultimă generație. Bună ziua! Oamenii muncesc, se vede că muncesc. Cred că sunt și mândri de faptul că lasă ceva în urma lor pentru localitate. Sunteți din Borcea? Da. Bravo. Frumos, domnule primar, că țineți la localitate. Locuri de muncă pentru Borcini. Pentru dezvoltare. Este prin PNRR, ca să știți, prin PNRR pe fonduri europene. Sănătate, băieți, Doamne ajută, zi frumoasă la toată lumea.